Expoziția de artă contemporană Zoe Mandrea cuprinde tablouri realizate de pictori români și străini care au vizitat muzeul. Spațiul folosit este un fost depozit, reamenajat de angajați. Am dorit prin această expoziție să punem în valoare patrimoniul muzeului pe care îl aveam depozitat în altă parte, tot așa în condiții oarecum necorespunzătoare. În 2009 până încoace cam au fost peste 20 de autori. Cea mai mare parte este pur figurativă. Au fost și unei autori care până non-figurativ. Expoziția îi poartă numele Zoei Mandrea, o nepoată a revoluționarului Nicolae Bălcescu și ea o artistă cunoscută a vremii. Zoe, fica a doua, a moștenit cu intragere la sorți, a moștenit conacul Bălcescu. Ea a fost o femeie deosebit de cultă, era o deosebită poliglotă, picta în expoziția de bază. La sfârșit, când vom face tur, o să vedeți câteva lucrări semnate de ea. Pentru acest an, conducerea memorialului Nicolae Bălcescu are în plan inaugurarea unei noi expoziții inedite, care să conțină vechi obiecte masonice.